Este timpul să-mi deschid propria mea sală de forță la Rafael, sau nu știu cum o să o numim, sincer. Dar suntem pe strada aceasta și aparent oamenii vor să se antreneze. Ia să vedem niște oameni reali. Uite, fata asta, mamă, cu scoare picior de robot. Fata aceasta vrea să se antreneze din greu. What's the cooking? Ce? Și nu înțeleg ce se întâmplă. Avem așa, place your ad here. Deci dacă vreau să pun reclamă cu canalul meu de YouTube, să-l vadă oamenii când se mai joacă jocul ăsta, se poate dacă plătesc developerul. Cum ar fi? Buy first gym. First? Păi ce, mai am și altele? Bun, ne costă $5,000 și o să cumpărăm zona aceasta. Aparent o cumpărăm cu tot cu calculator. Luăm o scurtă pauză deoarece Energy Lab dă startul celei mai mari reduceri din an de Black Friday astăzi la 23.55, 23 noiembrie, mai bine zis în caz că te uiți în altă zi, și vă recomand să vă puneți produsele în coș ca să le aveți pregătite. Veți regăsi link în descriere ca să puteți să intrați mai ușor, dați scroll mai jos și vă duceți pe categoria favorită. Starter kiturile vor fi de la 99.99 de lei în jos. Vedeți că unul este 149, 124, depinde de Shaker Cup. Dar dacă ne ducem la taburi, vă recomand să vă puneți direct în coș taburile favorite ca să puteți să le achiziționați rapid în caz că se vor vinde, pentru că va intra multă lume, mă gândesc. Și taburile de asemenea, cel mai scump am înțeles că va fi undeva la 164 de lei, ceva pe acolo, o să intrați și să vedeți și voi, dar reducere așa mare nu o să mai găsești. Bundle-ul acesta de tab plus shaker cup costă 259,99, dar va fi 199,99. Deci practic toate prețurile vor fi reduse. Ce beau eu la momentul de față este Divine Peach de la Moist Critical. Am pus și eu aici, am pregătit shake-ul, dar scurt pe doi vreau să vă fac câteva recomandări de taburi pe care să fiți cu ochii. Acum gusturile nu se discută, fiecare preferă altceva, dar ce mi-a plăcut mie foarte mult este Sonic Peach Rings. Ăsta împreună cu Naruto Sage Mode sunt foarte similare, doar că ăsta are în plus ceva piersică. Foarte bune amândouă, foarte dulci amândouă, e ca un prigat așa, dacă pui și cuburi de gheață e perfect. De asemenea, aroma lui PewDiePie este acrișoară. Nu știu dacă vă place, dar dacă vreți ceva dulce sau ceva acrișor, depinde de voi. Și XQC la fel, deci este dulce, dar și acrișor. Și XQC și PewDiePie. Foarte, foarte bun, ce vă mai recomand, watermelon, este efectiv pepene. Dacă ai mâncat vreodată înghețată cu pepene, ăsta este foarte bun și răcoritor. Clickbait, de asemenea, cum îmi place mie să fac pe YouTube, glumesc desigur, este cu struguri și așa mai acrișor. Deci, din nou, dacă îți place ceva de genul. Ăstea trei de jos de tot, Wumpa Fruit, Divine Peach și Mega Potion, toate trei sunt dulci. Divine Peach este cu piersică, Mega Potion e un fruct pe care nu-l găsim în România, ceva mai exotic, dar foarte, foarte dulce tot așa. Și Wumpa Fruit este efectiv ca Sour Green Apple, dacă mai țineți bine minte aroma, pentru că nu prea se mai face, se face uneori, poți să o cumperi și după aia dispare. Ei bine, Wumpa Fruit îi ține locul și e foarte similar, adică e acrișor cu măr verde. Deci, regăsiți link în descriere și diseară la 23.55, intrați pe site. Hai să continuăm cu episodul. Da, se prezintă bine, locație bună, vad bun, așa se zice, adică trec oamenii. Ce asta? O second gym. Opa, ia fii atent că extindem. Da, îmi place cum sună acest lucru. M-am întors și acasă, ați observat și voi de asemenea. Microfonul l-am schimbat. Ia să vedem. La Rafael. Frumos, frumos de tot. Da, asta ar fi numele dacă am vrea să facem ceva așa pe bune, știi? Dar noi o să punem țăcălie. Mergem la țăcălie. Edit logo. Mare de tot logo-ul, să-l vezi de peste tot. Cu așa mână cu flăcări. Nu știu dacă pot să-i mai fac eu altceva. Okay. Seamănă cu ăla din Carrefour Sale. Mă rog. Am aplicat acolo, deci e venit la țăcălie. Zici, hai să mergem și la țăcălie să băgăm un antrenament de spate, ceva bun. Avem așa, clear papers on the glasses. Și cum le curăț? Remove paper. O, fii atent că se strânge hârtia. O, lasă-l ia. Stai. Ok, îmi place asta. Deci nu știu ce a fost înainte aici, că nu cred că a fost sală, sau? Deci ar fi sală. Mă rog, hai să dăm hârtiile astea jos aici. O să vină oamenii să se pompeze grav de tot. Ce mă, asta îmi dau cu deodorant. Ok, avem așa, în stânga, collect the trashes in the gym. Ce voi colecta gunoiul? Collect, go to the trash. Vrea să-l aruncăm așa. Ok, ok. Ionuțe, ia intră și la mine un pic în magazin și ajută-mă să facem aici sală, te bagi? Hai că vă că ești cu maiul pe tine, intră și la mine aici, luăm gunoaiele împreună. Dar nu te mai las să pleci dacă nu mă ajuți. Ce părere ai? Hai mă că nu vrea să ne ajute frățiorul. Deși las că te văd eu când vii la mine la sală. O, îi dau palme. Stai un pic să testăm. Salut! Slap! Slap sound trebuie să băgăm aici. Slap! Nu știu ce face aia, dar mă rog. Deci trebuie să duc fiecare bucată de gunoi în parte. Nu putem să luăm mai multe, că man, avem două mâini. Asta e de greu încât să le iei cu două mâini. Luai două, trei dintr-o bucată. Hai să vedem. Clear footprints on the floor.
spăl și pe jos. E Cleaning Simulator. Apeși tab și selectezi. Ok, hai că ne-am mai jucat noi jocuri de astea. Asta e mopul magic care n-are nevoie de apă, n-are nevoie de nimic. 4 urme erau atât din toată sala. Bun, use computer, zice și să cumpărăm echipament. Atât is. Ia uite, l-a pornit. Buy 4 changing cubicles from locker room. Buy at least 2 equipments. Locker room, aici era. Bun, 2 echipamente. Bă, dacă vii la sala, ai nevoie de 2 chestii, mă gândesc. De ce textul ăsta peste, mă rog. Luăm și noi, deci câți bani am? 25.000. Luăm și noi niște gantere. Ai cum să vii la sală fără să ai gantere. Ganterele sunt universale. Și luăm, nu, bench press-ul nu e bun. Depinde ce lucrezi, sincer. O băncuță care se ajusteze ar trebui. Dar nu există. Cum nu există, bă, o băncuță ajustabilă? Eu refuz să cred că nu există. Ok, jocul ăsta din start e stupid. Dar ok, o să luăm un pinz la piept. Nu mai am ce să mai zic. Buy 4 changing cubicles from the locker room. Changing cubicles, 1, 2, 3, 4. Așa, și vrea de la extras să cumpăr trash can. Ok, le punem noi, le dăm tab, le dăm rotate. Am înțeles. Cum vrem să organizăm sălița? Cred că o să punem racul aici. Hai, îl punem aici și vedem ce se întâmplă. Ok. Și ce zice? Place 2 equipments on the gym. Ok, punem 2, nu e problemă. Eu m-am gândit în felul următor. Pui ganterele aici și veneau băncuțele vis-a-vis de gantere, știi? Și ăsta cu pinsul la piept, nu știu, îl bagi într-un colț. Oricum nu trebuie să aibă sens. Momentan, da? Uite, cam aproape. În fine. Dar eu nu înțeleg, mă, banca aia pe care o ajustezi, faci pe spate cu ganterele, faci, nu există. Atunci ce faci cu gantera din picioare? Place two changing cubicles. Doamne, mi-au trigger la jocul ăsta. Ok, hai să vedem ea. Locker room, changing cubicle. Bă, faza e că aici o să vină cu dușuri și cu mai multe chestii, deci nu știu, sincer. Mă gândesc că intri așa și aici ar trebui să fie dușuri, toalete și aici să te schimbi. Na, știi ceva, o să te schimb direct de aici. Bun, hai să punem și gunoiul. Îl punem aici, abar n-am. Și punem și la fete, deci vestiarul de fete și de băieți, ok. Hai să vedem, deci asta e ceva așa basic. Bam, și dăm bam, ok. Și cred că așa aici trebuie gunoi, sau la fete nu trebuie gunoi. Ba, 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 ba. Punem noi. Wait for your first members. Deci cine vine la sala asta așa efectiv țeapă. Ok, adică nu e aici să faci gantere și un pic la piept și aia e tot, n-avem o bandă de mers, n-avem nimic. Bun, salut, salut, el e Ray, ia uite ce față are, there is my ID, I want to register standard. Ok, VIP pentru tine. Scammer, m-ai păcălit! Bă, n-a vrut să ia! Eu i-am băgat cel mai scump abonament. Am un fratel, o face și noi un man ceva. Nimic, bă, s-a răzgândit. Eram blugi, ce să lucreze la sală. Asta nu ar trebui să le colectăm și noi sau... Rămâne gunoi așa prin sală? Intra, bă, vino la sală că ai gușa aia. Intra, intra în sală! Nu vrea, mă, uite-te la el. What, e sală lângă? Păi și oamenii la ce vin, mă, la sala mea? Mă, ce, what, ăștia au băncuță de aia de care ziceam eu? Și eu nici nu am. What the fuck? It's going on, la ce am deschis sală peste drum dacă e sala aici gratis? Ce mai mare țeapă din viața mea. Workout challenge. Hai, vreau să-i dăm la piept. Ce trebuie să fac? Să apăs space. A, să împing eu mai mult ca el sau ce? Păi și împinge sau? Cred că eu nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să facem 5 repetări, cred. 3. Am dat pe lângă. Doamne. Owner de sală, dacă te bat la challenge, you lose. Da, m-am pierdut. Dacă îl băteam la challenge, trebuia să vină la mine în sală. Iubita, hai la sală. Doamne, cât a durat să mai vină o singură persoană. Nu-i mai scămuim pe ăștia, gata. Standard. Standard hotel, o bagă mare. Bun, mai avem upper floor upgrade, home customization, hunger and fatigue system. Deci să urmeze update-uri multe, s-a dus să se schimbe ăla. Bun, sala asta e gunoi, hai să o upgradeăm puțin. Deci gym, advertiser, deci... îmi pun eu reclama mea aici, mă, înțeleg, da. Ok, 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 ok. Nu merită momentan nicio reclamă. Pentru că ne mai trebuie niște echipamente. Cum ar fi? Băncuța aia de v-am arătat-o din eu, eu nu înțeleg de ce nu e aici. Deci nu înțeleg. Astea noi nu putem să le cumpărăm de jos, că required level nu știu care. Dar ne trebuie minim astea, minim și minim aparatul ăsta, altfel nu are niciun sens ala. Nu știu ce o să fie aici, dar ne trebuie câteva benzi. Oamenii iubesc benzile. Asta e cam... What the freak? Cum mergi, mă, pe banda asta? E terminată, efectiv. Asta o să fie la
spate dacă dorești să lucrezi. Deci aparat pentru spate. Aici vreau să fie zona de cardio. Și o să punem ceva de genul ăsta. Hai să luăm repede membership-urile. Vrei și tu standard, ok. Deși nici nu înțeleg care e diferența la membership-uri, mă rog. Duceți-vă, lucrați cât mai pun eu aici. Yoga mat. Yoga mat pun în zona aceasta. Nu, cred că așa sau cum, nu înțeleg. What the fuck, e nespălat ăsta. Trebuie să le punem niște dușuri, că e grav. Ăla și-a terminat antrenamentul, cred că aia e faza. Nu știu cum facem noi bani, dar stai să mă mai uit. Deci, am luat așa. Bun. Deci ăla și-a început antrenamentul. Stai și noi clean aici. Nu e muzică în sala asta, nu pot să pun niște... Deci voi auziți pe fundalul, n-au nimic. Îmi trebuie niște boxe, fii atent. Require level 3, motivation. Astea sunt pentru motivație, are sens. Rubber tile. Paints. Băi, interesant asta cu paint. Că nu știu ce aș vrea să pun pe perete, nu? Nu știu, vreau să pun ceva cu negru? A venit iubita! Standard să fie. Cum pun? Mop? Paint? Putem să vopsim full negru? Dar nu știu dacă e bună full negru. Nu se văd. Nu se mai văd astea. Și vopsesc așa la infinit? Magic? Doare nu, de tot. Ok, lasă-l așa momentan. Nu, e un procent. Ok, vreau să mă uit să înțeleg ce se mai întâmplă aici. Lasă clienții. Decoration. Deci noi nu ne permitem muzică, nimic. Vii cu căștile tale să nu mai vii deloc. Tiles, paint, am înțeles. Extra așa. Ăsta ar fi bun. Un coș de gunoi n-ai cum să n-ai în sală. Deci e imposibil. Bun, nu știu undeva. Îl punem fix aici între. Și că e de la de pui plante în el. Bun, aici eu nu înțeleg ce se întâmplă. Level 3. Ca să avem mulți oameni în sală, ne trebuie multe echipamente. O să mai iau câteva standard. Mai iau câteva benzi, că n-are nicio logică altfel. Dă-i back, shop. Dă-i, fii atent, una, două, trei, una, două. Astea sunt de bază. Adică oamenii care nu vin să facă ei mușchi, măcar să facă, zic, cardio. Nu ne pasă în jocul ăsta dacă ești prea aproape de cel de lângă tine. Cred că am exagerat puțin cu benzile, da, mă rog. Astea ar merge, dar cred că o să le întoarcem. Ca să te uiți spre sală, să vezi tu ce mai face lumea. Cum dau rotate, e întrebarea. Stai. Bă, eu mă gândesc că ai loc așa, adică ar fi culmea. Mergi tu și vezi toată sala, altfel, care-i logica? Ce, mă? Bă, ne simțiți, ne-au pus greutățile. Doamne. Uită-l pe ăsta. Naiba să fiu. Stai așa că avem membri. Deci eu nu înțeleg câți bani fac de aici. $800 pe lună, cred că. Deci, nu știu exact câte abonamente o să avem noi. Vrei standard? Low class. Nu știu ce înseamnă asta, daily payment. Deci deja trebuie să vină zilnic ca să facem noi niște bănuți. Probabil un set de gantere nu cred că ne trebuie, dar ne trebuie... trebuie să mă gândesc, bench press, dar nu e același. Nu e așa jegărit, presupun. Un yoga mat și chestia asta care nu știu ce e. O să fiu sincer cu voi. Aici flotările le fac și pe jos, fii atent. Ce s-a întâmplat, m-a scuipat careva pe jos? Ce faceți, mă, nebunilor? Ai de mama mea. Iubita mea, ești tu drăguță, dar trebuie să te speli un pic. Dar n-au dușuri, mă? Aia e curiozitatea mea. N-au dușuri? Locker room, changing. N-au, de la level 4 showering. Deci nici măcar chestii sanitară de bază nu au. Mă rog, te speli acasă. Bun, voiam să pun yoga mat-ul ăsta. Bă, e interesant jocul, să știi. Dar e tot așa, genul de joc early access unde e moartea reală. O să mai vină niște biciclete și cred că punem una aici la mișto. Eu mai pun două, trei biciclete și după aia aparatul ăsta se trage așa ca nebunul. Deci mai explicați-mi o dată, vă rog eu frumos, de ce, Doamne iartă-mă, nu am chestia asta să o cumpăr? Deci există în joc, dar nu o poți cumpăra? What? Băncuță pe care gen ajustabilă, să o lași pe nivel, cât vrei tu. Aia e, deci e mai importantă decât bench press-ul. Băncuța pe care v-am arătat-o eu e mai importantă decât bench press-ul ăsta. Pentru că poți să împingi cu gantările și faci același exercițiu, dar nu cu bara. Și poți să împingi pe diferite unghiuri care îți lucrează diferite părți ale pieptului, mă rog. Se face noapte, nu-mi dau seama, deci e ora 18 și eu închid sala la ora 21. Ok. What the... Un pic cam dezbrăcat astăzi, sau? Stai să vedem ce vrea lumea să lucreze.
low class așa. Băi, e ok cum facem bănuți în joc. Adică ăștia practic ar trebui să fie clienți zilnici, că ăsta e abonament, nu e pe... Doar că ne mai trebuie un aparat de genul. Nu văd că lucrează prea multă lume, deci shop. Ne-ar trebui ăstea, dar nu prea m-aș băga la ele încă. Asta nu știu ce e, rubber tile. Și unde vedem level? Avem level 2, ok. Bun, ce mai îmi trebuie mie este... Două d-astea. Părerea mea. Ca să fie treaba. La un pic de distanță între ele. Deci nu știu cum aș putea să le... organizez, sincer. Lucrez cu fraților. Ce mai exercițiu ăsta? Este cel mai stupid exercițiu pe care l-am văzut. Ăsta are unghiile roz? Ce exercițiu e ăla? Ești nebun? Lat pull down. Deci prins de aici, tragi jos și ar trebui să-i lucreze mușchiul ăsta. Deci, dar n-are sens. N-are nicio logică. Cine a făcut? Ok, cred că jocul ăsta e făcut de cineva care nu merge la sală. Că dacă era făcut de cineva care merge la sală, cred că înțelegea situația. Dar mă rog, nu mai comentăm. Vreau să fac level 3 ca să băgăm muzica aici. O să vedeți că o bubuie muzica în sala asta. Deci vă spargeți de râs. Da, trebuie să le pun să se spele, dar... Eu că s-a îndrăgostit, ăsta ești nebun? Pleacă mă, prăștovane, eu nu sunt îndrăgostit de tine. Sau s-a îndrăgostit de mașinăria asta? What the... I-a simțit mirosul la femeie și s-a îndrăgostit de ea. Doamne, și ce face deodorantul ăsta? Că eu nu înțeleg. Adică funcționează? Da, bă, merge. What? Dar trebuie să le dau alora care sunt în sală deja. Bun, s-a făcut ora 21, deci trebuie să închidem sala. Ava, nu, aproape se face. Nu, că ăștia pleacă. Da, tu nu cred că mai ai nevoie să vii la sală, iubita. Ești deja top tier. Na, mă, că au lăsat ganterele pe jos. Nemernici, ar trebui anulat abonamentul. Gym is closing. Bă, a mers ok pentru prima zi. Hai să vedem. A, se închide jumătate de oră. Deci nu o să ne mai vină nimeni. Bă, pentru prima zi a mers bine. Doar că nu știu dacă vreau să fac cu negru. Hai să facem momentan că am cumpărat. Și cred că facem un perete cu roșu sau nu știu. Ar trebui alte culori, că negru... Cred că merge, dar... Cred că fac peretele la din față cu roșu. Deși n-ar trebui să mirosesc banii pe chestiile astea. Trebuie să aștept să închidă sala. Deci, am închis sălița, go home, go bed, fii atent ce zice, du-te pat, deci nu go to bed, go bed, mă duc pat. What? Mă atacă câinii, adopt, ce se întâmplă mă, sunt câini, să-i aduc acasă, că unde dorm? Na mă, unde dorm, pușcării e curată, efectiv. Ok, deci știi că toți banii mei am dat pe sală. Asta putem să înțelegem din start. Mă duc să deschid sălița că e jale. Trebuie să curățăm repede și după aia ne continuăm treaba. Gata, e deschis. Dăm clean și noi frumos. Gym dirtiness zice că este 6%. Deci, bă, e destul de curat, sincer. Nu văd unde sunt pașii aia. Scuipa cineva pe aici. Forță. Sunt un pic cam ascunse. S-ar putea să fie mizerie și... Ce se întâmplă, mă? Au lăsat fetele gunoaie și au lăsat chiloții pe aici. Ce se întâmplă, mă? Mă rog, ok. Deci sala e deschisă, vine cine vrea. Avem XP, aproape facem level up. Ce putem noi să mai facem? A, luasem cu roșu aici. Nu știu dacă o să dea bine. Da, vedem, îmi ziceți voi o combinație de culori în comentarii. Dar nu știu dacă arată cel mai frumos, dar ok. Woman locker. A, păi și astea să le fac cu roz și cu albastru probabil la băieți sau... Mă rog, vedem. N-avem rating foarte bun, avem 29 la 100 sau... Stele, nu știu ce e. Când o să vină oamenii o să aprecieze că am schimbat aici. Actually, asta e să adăugăm în inventar și să punem asta invers. Deci nu vin oameni de ieri, vin alții noi. Here's my ID, standard. A, nu selectasem, cred. What? Asta a plecat? N-am ales standard, am ales altceva? Păi eu nu înțeleg, trebuie să ziceți în comentarii, dați-mi Numai că a venit unul deja. Deci eu pe ăștia nu-i mai verific la ID, la nimic. Intră direct în sală.
Ok. Are sens. Bun. Bă, peretele ăsta nu trea cu roșu. Are nimic, lasă-l așa. Cum vă place mai mult? Bă, roșu parcă e prea mult, nu știu ce să zic. Mă gândesc că, cred că trebuie o culoare de asta mai vioaie, așa ca să te activeze, dar că are legătură și cu subconștientul, dar nu știu dacă roșu e potrivit. Ăla, fii atent. Setul lui de la... Zici că are o roată în mână, dar de ce are unghiile așa? Mă rog, mă rog, mă rog, ia. Gemenii Cramp au venit, ia uite-i. Mă uit o dată, standard, click standard, save. Ok. Next up, next up. Standard, ok. Bun, 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 bun. Ce mai e nevoie? Na, mă, după ce că a lăsat asta pe jos, a mai și scuipat. Niște animale, mă, niște animale. What? S-a stricat mașinăria. Am făcut-o din ăsta, ok. Bun, 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 bun. Ne mai trebuie o bicicletă, cred. Și văd că oamenii se duc la yoga mat. Benzile sunt multe. O să mai luăm un... Fii atent, eu cred că ăștia nu lucrează mai mulți la un de-ala de dumbbell, de gantere. Cred că e unul pe tot setul ăla. Știi ce zic? Cred că trebuie două, trei aici. Zic 100%. Momentan sala nu e prea plină, din ce observ eu. Deci nu avem ce să facem. Cred că trebuie să curăț și îmi dă XP. Aparent, da. Deci cred că e bine când strică ăștia pe aici. Că vă când dă XP. Alea două nu sunt full. Opa. Numai top modele vin la sala asta. Low class. Ok. Bun, dar bă, dar oameni grași nu vin, gen de-aia mega obezi ceva. Ia, ia. Bine, mă. Ok, level 2. Aproape mergem pe level 3. La level 3 pot să le cumpăr... Mă, știi ceva? Hai să cumpărăm reclamă. Nu știu dacă ne ajută cu ceva. Acum avem așa cât de cât o idee. Deci, în funcție de ăsta... Dar de ce costă 3.000? Nu costă 1.000? 3.000 e cam mult, părerea mea. Remaining ad time, 10 ore. Deci ne arată acolo. Cam tuță călie. Ia fi atent. Propria mea reclamă. Mișto de tot. Mișto, n-ai ce să zici. Ia uite. Deci, cred că mai luăm yoga mat, încă un yoga mat să fie 3, just in case, că am pus și reclamă acum, dar le ajustăm pe parcurs, hai să ne ducem noi așa, ce dorești, low class, we got you, mamă câți oameni vin, ești nebun, low class, ok, deci reclama aia s-ar putea să dea roade, doar că ne trebuie foarte multe aparate. Aia e toată situația. Bun, ce ne mai trebuie? Avem cineva acolo care lucrează. New item unlocked. New place to unlock. Vitamin bar. Ok, ok, ok. La biciclete nu văd că se aruncă lumea. La aparatul ăla, deci ne intră bănuții ca lumea. Vreau să fiu atent ce lucrează. Fata aia lucrează bench press? Da, deci ne mai trebuie un bench press. Deci astea două ne mai trebuiesc așa din start. Punem și ăsta să fim noi siguri. Ia vezi-l. Aici la bench press nu știu exact cum să o gândesc. Hai să reparăm și să regândim puțin strategia. Cred că o să mut bench press-urile să... Nu, 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 fii atent cum fac. Repede de tot ca să nu-i încurc prea tare pe oameni. Știi ce zic? O să le fac eu mai interesant și o să le facem și într-un zigzag ceva. Găsim cale de mijloc. Problema e că trebuie să curăț pe aici. Trebuie să nu aștepte lumea prea mult. Am apăsate, dar nu se întâmplă nimic. Standard, ok. Bun. Curăță și tu așa. Ce mai e nevoie? Asta au reușit să o strice. Aici n-a făcut nimeni niciodată, deci eu nu înțeleg. Mai trebuie cumpărat, mai trebuie pus un aparat de ăsta de lat pull down. Dar nu știu exact unde o să îl... Cred că începem să le punem și așa și vedem care-i șmecheria. Uite mă că merge cineva pe bicicletă. E să ștergem pe aici că e jale. Bun, hai să le cumpăr... Mamă, ce s-a întâmplat mă aici? Hai repede de tot. Asta zici că e ăla din Vice City, Tommy Vercetti. Hai repede că e jale. Zi standard membership, ok.
low. Ok. Bun, fie antenă. O să le cumpăr cabină de dușuri. Le iau fraților. Deci, ai, 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 că nu mai înțeleg ce fac. Avem așa, shower cabin la level 4, nu la 3. Luăm două de-astea. Deși ar trebui să fie foarte multe, nu doar două. A, și trebuie să mai punem niște cabinuri de alea, așa e. Bă, nu-mi dau seama exact unde pun locker-ul. Stai un pic să mă gândesc. Îl punem aici momentan. Punem unul cu unul. Și vedem noi. Și cred că la changing room... Mamă... Am uitat de astea. Ok, ok, ok. Mai sunt oameni. Bă, nu mai fac față, mă. E prea multă lume. Hai să vedem. Standard. Chiar e prea multă lume. Cred că îmi trebuie un mic ajutor ceva. Bun. Mai luăm încă o bicicletă, că văd că sunt toate folosite. Deci ne ducem aici. Și mai luăm un bicycle. Frumos, frumos. Doar în caz că vrea cineva să meargă. Benzile nu sunt full toate niciodată. Nici astea, nici alea. Deci momentan e ok. Când vedem că e full ceva, atunci mai adăugăm. Până atunci suntem bine. Eu aș zice așa. Nici astea nu sunt toate full. Mai punem încă un changing cubicle. Și aș vrea să punem niște băncuțe. Băncile ar trebui să fie mai multe, doar că nu vreau să irosesc banii degeaba pe ele. Știi ce zic? O să punem una pe mijloc și atât. Mă gândesc că stai jos să te schimbi sau nu știu cu ce te-ar putea ajuta. Ca idee, mă uit că n-avem WC-uri. Hopa. Era full acolo? Standard. Bun. Aici s-a stricat ceva. Benzile o să le reparăm cu unele mai bune. Hai să mai luăm un yoga mat, că oricum este ieftin. Doar la mișto. Ok. Deci ne ducem aici, yoga mat. Îl punem pe mijloc. Asta... Eu sparg aici cu toată lumea, deci nu avem niciun stres. Cred că o să vindem noi ceva aici. Don't mind me. Oamenii la sală și eu distrug tot. Cineva e nervos, dar nu știu de ce. Dați-i voi un like între timp. Ia. Șobolani la sală. N-am mai povestit așa ceva. Am și uitat să vă mai zic, dar am băut al doilea G-Fuel pe ziua de azi asta. E nebunie că am fost plecat și n-am avut G-Fuel-ul la mine. Deci codul RAF 12% reducere în descriere, linkulescu. Bun, 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 bun. Astea trebuie să ducem gunoaiele, cred. Nu știu ce să mai zic. Stai un pic să vedem care e situația. Ar trebui să-l duc așa. Nu știu dacă se umple gunoiul sau ce se întâmplă cu el. Dar cred că e mai rapid decât să-l duc afară. Nu m-am mai ocupat de sală. Ia mă, cât ne costă? 3000. Hai să-l luăm, să vedem. Go to the market and buy toast. Place toast. A, le oferim mâncare. Bă, are logică. Aparatele oricum nu sunt toate folosite. Și curățăm și noi pe aici. Da, deci nu e nimic folosit la maxim. Hai să-i facem frățiorului abonament standard. Waiting for new members. Ok, mamă, ce bluză are, zici că nici nu are bluză pe aia. What? Dar tinesul e un pic cam mare. Ok, hai să mergem să cumpărăm toast. Îi lăsăm pe ăștia să-și facă de cap. Ia-mă la market aici. În dreapta aia. Să vedem care e șmecheria. Go to market and buy toast. Cumpără tot toastul cu 3, nu mai contează. Așa. Place toast. Așa. Bake a toast with a toast machine. Pe ce fac, mă, eu le dau pâine goală? De ce ăsta nervos? Dă o palmă. Ce s-a întâmplat, mă? Ăștia... Nu mai zicem nimic. Ok, stai să vedem. Cook toast. Bake a toast with a toast machine. Ah, luăm de acolo, mă. Așa, take. Can I get a protein shake? Fill the glass. Protein powder 0.5, water 0.5. Păi și nu mă învață, mă, jocul ăsta ce fac? Upper floor? Doamne, m-a trol la maxim jocul ăsta. Iar ăștia nici nu-și pun gantările. N-ar trebui să le pună și ei singuri între ei?
Ok, deci eu m-am gândit că mai e ceva de cumpărat. Mă gândeam eu, bă, doar pâinea. Și nici măcar nu mi-o ciru pâine ăia. Aia e partea amuzantă. Deci îmi trebuie protein și nu știu de unde. Soda. Protein milk. Protein powder. Cred că ăsta e. Pump addict. Whey protein. Dar water nu am și nu înțeleg de unde iau. Coconut, cappuccino, cafea, dog food, snacks, BCA. Nu, nu înțeleg. Nu pricep ce se întâmplă. Hai să ducem înapoi, oricum se închide sala. Deci pleacă ăștia până vin eu. Can I get a toast? Ok. Cum obțin water, e întrebarea. Water, water. Ok, momentan nu știu asta. Mai avem de reparat pe aici. Uite că a folosit cineva aparatul, s-a și stricat. Doamne, cum e sat. Totul e distrus. Ia vezi, ești dezastru. Haine aruncate pe juc. Uite hainele, eu aia nu înțeleg. Atât de multe. Dă-mi cum opul frumos. Level 4, new locker room item. Shower cabin, da mă, să facă și ei duș. Hai că se prezintă decent. Ce repare aici, că nu înțeleg. Mă rog. Gym dirtiness, bă, e chiar curată sala aparent. 2% e foarte puțin. Hai să închidem și noi. Cred că e închis și mergem să ne culcăm, deși nu mai scrie nivic. Boxing, mamă, club de box la level 7, asta e tare. Mergem să ne culcăm. Cum fac rost de apă, aia e curiozitatea mea. Trebuie să avem direct la robinet, nu? Mă rog, hai să ne culcăm. O să pot să decorez și casa, cred. A, nu ne interesează asta. Dorm și pleci atât. Suntem survival. Computer shop. Ok. Interesant simulatorul. Ne mai uităm o dată. Uităm apa. Deci până și apa o cumperi. Cumpără tot. Golim tot magazinul. Așa. Nu știu ce altceva mai vor ăștia. Hai că vin și iau după. Ar trebui să le golesc tot magazinul, sincer, da, mă rog. Bun. Deci, apă. Da, mă, uite. 100%. Luăm niște toast de ăsta, îl facem aici. Aici, cred că ar fi altceva. Nu știu, vedem ce ne cere lumea. Deci, ce avem noi nevoie? Hai să punem cabina de duș. Prima oară. Deci, shop. Paints. Vending machine-ul ăla o să intre bine, dar nu. Mama, azi băgăm muzică, fii atent ca să ne distrăm maxim. Două de astea sunt foarte scumpe, deci faceți duș pe rând, presupun. Cum era să pun doar la femei dușul? La bărbați nimic. Bun, aici o să vină așa eventual toate alea. Da, nu-mi dau seama cum o să punem, dar oricum e irelevant. Ia vezi-l, mamă, cum arată, vezi că e bine rău. E bine rău de tot gen. Se prezintă foarte bine. Eu mai aveam changing cubicle de ăla? Nici nu știam, cred că n-am pus la bărbat sau ce am făcut. Da, n-am pus la bărbat, am luat două. Ok. Ăsta e un pic cam... ce mă enervează. Mă rog, faceți și voi duși care vreți. Hai să luăm repede abonamentele. Salut, standard. Face cu buletinul, interesant. Așa, VIP, ia uite-l, bă, regele. Bun, 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 bun. Sincer, merită să ne luăm reclamă din nou. Advertiser. Nu știu exact unde o să punem reclama, dar o punem pe undeva. Cred că aia e, da. Pusă cam ciudat acolo, dar mă rog. Ia vezi câte doi vin. Ok. Deva, deja a scuipat cineva. Bun, hai să ne gândim. Deci pe bicicletă merge lumea. Ia mă ce se întâmplă. VIP membership, hopa. Mi-au venit clienții cu bani, fii atent. VIP. Azi e ziua VIP full. Salut, salut, vreau și eu VIP. Ok. Bun, 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 bun. Toată lumea vrea VIP. Ok. Hai să rezolvăm și noi aici repede.
Da, îmi sparge urechile ăsta, nu mai rezolvăm nimic. Bun, deja au reușit să strice ăsta de aici. Au scuipat pe jos, frumos. Ăștia vor ceva de mâncare. Li s-a făcut foame în timpul antrenamentului. Pâine goală, voi realizați? Protein shake, poftim. A lăsat frigiderul deschis, nu mai contează. Ok, 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 protein shake la băiatul. Ok, benzile nu sunt full. Na, e ok. Aparatele alea sunt full, ce-i drept. Le rezolvăm imediat. Hai să vedem. VIP, frumos. Deci nu e ca în realitate să fie anumite ore unde e full și după aia se face liber sau... Dar mă rog, hai să ne uităm la echipament. Lateral pull-down. Astea sunt mai bune, doar că au durabilitate mai mare sau care e șmecheria? Că uite, am luat un aparat diferit, dar e același. Vezi? Nu dau seama care e diferența, că ăsta e mai scump. N-am nicio idee. Bun, yoga maturile sunt ok. Cred că la bench press mai trebuie sau... Mă uit să văd ce folosește și ce nu folosește lumea. Oricum, hai să băgăm muzica aia, că pentru aia sunt hype. Avem televizor, luăm un televizor și speaker de-astea motivaționale. Vreau muzică să băgăm, ascultați-mă aici ce facem. Deci, sunteți pregătiți sau nu? Aici e zona unde tragi tare la gantere. Și o să aduc și alea de împins la piept, ca să fie jmecherie de tot. Ia atent. Punem așa, sau? Nu știu dacă le să le pun așa sau așa. Na, nu prea le-am pus eu cum trebuia. O să fie tare de tot. Hai să dăm și noi drumul la muzica aia, că e jale în sala asta. Deci o să opresc muzica la montaj și ar trebui să pot să pun muzica de aici. Stai așa, ia fii atent. Ce se întâmplă, mă? Deci zice, if you are on Twitch or YouTube, this music may cause some copyright problems. Hopa! Nu mai contează, dă-i la blană, ia să auzim. Ce se întâmplă, mă? E blana blanei. Prea tare ești, proști. Zbubuie creierul, efectiv. Ia-te. Oh my god. Fii atent că zbubuie creierul. Doamne, cum e. Așa, da, cu muzică. Low. Cu mintre, ești nebun. Dar nu poți să angajezi pe cineva? Iată, să pun puțin pe pauză. Nu poți să angajezi gym member list. Hopa. Deci ăștia sunt membrii noștri. Higher staff. Merge, merge, merge. Deci avem așa. Fii atent. Daily salary. Cleaner. Da, aș vrea un cleaner. Și mecanic. No, mecanic cred că fac eu, dar măcar să curețe cineva, știi ce zic? Că uite, e 31%. Vreau să văd dacă vine cineva. Că l-am angajat, cred că vine de mâine sau când vine. A, nu, uite-l, uite-l. Hai la treabă, moșule. Bun, 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 bun. Low class, ia. Stai, mă, că trebuie să dau drumul la muzică, la loc. VIP. Mamă, cum bubuia muzica aia. VIP, VIP. Vezi că intră banul bine, rău de tot, gen. La ăștia nu m-am mai uitat că vor protein shake. Ia vezi aici, repede. Ok. Hai să băgăm muzica. Dă-i. Naiba să fiu. Cum intră. Cleanerul chiar cred că-și face treaba. O să curețe full.
Hai să reparăm astea, e problema. Ok, ok, ok. Mamă, nu se aude muzica din partea aia, what? Nu știu dacă o să fie problemă pe YouTube cu muzica aia, e problema. Dacă o să fie, pun eu alta pe fundal. Bubue! Mamă, cum e? Ok, ok. Bine ai venit la Săliță. Ma boy. Hai să vedem ce putem să mai cumpărăm. A, avem și televizor, da, chiar. A, uite-l. What the fuck, e întors invers. Ce televizor e mă ăsta? Dar nu e nimic la el. Abar n-am care-i faza cu televizorul ăsta. Ok, ok, ok. Eu trebuie doar să repar. Bun. Bă, yoga mat-uri să mai iau? Nu. Ia că e cineva nervos aici. Ia, fratelo. Îmi place că aici nu se mai aude muzica. A, voia toast. Bun. Bă, chiar facem bănuți din sala asta. Low. Bun. Cred că o să mut aparatul ăsta aici. Mai punem unul de gantere. Eu nu-l văd pe ăla unde face curat. That's my ID. Trebuie să mai luăm... Fii atent. Aș mai lua două cabine de duș. Sau upgradăm astea. Require level 8. Ceiling level 5. Recepția level 7. Ok. Locker room, saună, spa. Level 6. Spa-ul cred că e mai... tot level 6. Ok. Noi avem level 4, deci mergem pe level 5. Shop, locker. Ba, am luat câteva de-astea să fie acolo, să aibă toată lumea, dar nu cred că le folosesc, cred că sunt doar la mișto alea. What the fuck? Nu cred că am voie să mă uit acolo. Fii atent, câte am? 6, deci mai punem... Punem așa. Deci ar trebui mult mai multe în teorie. Aia? What? Avem mai multe? Ar trebui să punem muzică și aici, că nu prea mai auzi. Doamne, jocul ăsta e prea troll. Luați proteine. Na, mă. Hai că ăsta chiar curăță de toți banii. Ba, avem membership-uri, chiar merge bine treaba. Stai să mai luăm o bicicletă de aia. Ia fii atent la equipment. Mamă, dar level 5 ne deblochează, de-asta e insane! Holy shit, ce urmează să faci level 5! Mamă! Gata, mâine dăm drumul la ce trebuie la sală. Deci mâine se dă drumul la ce trebuie. Credeți-mă. Trebuie să mai iau niște boxe. Bagă niște boxe de alea nebune de tot. Opa. Trebuie să mă ocup de reparat. Aia e problema. Că devin indisponibile aparatele. Știi, cam asta e toată faza. Stai un pic, eu sunt cu fetele aici la schimbare. Uite mă, chiar se duc la banca asta. Deci e super ok. Hai să le punem aici la... Și aici, așa frumos. Punem muzică și la fete. Și la băjeți. Ok. Trebuie să mai luăm niște băncuțe. Da, mă, da! Rupe muzica. Uuu.
Da, dacă e problemă, pot să pun eu alta pe fundal dacă e cu copyright. Ia. Stai să vedem. Are mai mult sens așa. Ok, o să ne mai trească niște cabine de duș. Am aproape fac level 5, am făcut! Let's go! New placement unlocked, new roof unlocked. You can buy it on the computer. Deci schimbăm... What the... Cum mergeam ăla? Oh, vezi că avem mulți membri, gen sala asta chiar a început să meargă. No joke, boys. Fiți atenți câți membri avem, ia uite-i. Let's go! Left membership days. Deci membership aici e foarte scurt. Ok, ok, ok. La 9 p.m. îl schimb, fii atent că punem tavanul nou. Gym, ceiling, boom, 5K, merită, ia uite-l, mamă cum intră, vezi că merge bine de tot cu pereții roșii și cu tavanul făcut așa. Mai luăm niște apă dacă ne trebuie, bam, 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 bam. Pudră de aia proteică nu cred că avem nevoie, astea nu știu ce sunt, o să iau așa câte două din fiecare, nu cred că e nevoie. Mă rog, hai să deschidem sala. Asta ne interesează. Și avem level 5, o să venim cu aparate noi și șmechere. O să vină și ăla. Nu cred că trebuie să-l angajăm iar. Hire staff, fire. Nu, e angajat. Bă, hai să vedem cum merge cu mecanicul, că începem să facem bani mulți, gen. Și cred că o să ne ajute mecanicul să repare el tot. Plus că ne băgăm o reclamă de asta la colțul blocului. Asta cred că e cea mai smart reclamă, că e în două părți, vezi? Ok. Fii atent aici, equipment. Deci ăsta e echipamentul maxim din joc. Which is nice, aparatul ăsta e super șmecher. Avem dumbbell stand dublu, bench press, dar tot nu avem băncuța aia ajustabilă, mi se pare insane așa ceva. Dar mă rog, stationary bicycle. Mama, lat pull, dar sunt cam aceleași aparate, e problema. Aș fi vrut o varietate mai mare, dar probabil nu mai primește update-uri jocul, habar n-am. Hai să ne băgăm la un treadmill de ăsta șmecher. Ia fii atent că îi dăm cu standard. Bă, dar nu s-a dat drumul la muzică. Ok, ok, ok. Cred că le-a expirat abonamentul aia chestia. Că în realitate ține o lună abonamentul. Dacă, că în joc ar fi prea mult o lună, n-are niciun sens. Știi, înțeleg într-un fel pe oameni. Bă, o să scoatem porcăria asta și punem benzi reale. Doar că ocupă mult spațiu, observ. Bă, nici nu se compară, ești nebun. Deci nu se compară, dar o să le las așa, nu știu, o să las un mic spațiu. Și nemo ăsta mecanicul, fii atent. Dar ăla care curăță unde e? Nu știu unde e, să dăm drumul la muzică. Aia zic, tată. Bun, hai să vedem ce aparate putem să mai cumpărăm. Ăsta e șmecher de tot. Hopa. Ia vezi la VIP aici. Frumos. Ia vezi-l. VIP, da. Ok. Nu știu unde o să vină ăsta, e chestia. Să vină așa? Ce ziceți? Aici să vină? Nu știu. Hai că îl mai ajustăm noi după. Vor și băieții mei niște protein shake-uri. Cum intră aici? Bă, dar nu curăță ăla, nu știu unde e. Member list. Îl dăm pe ăsta afară. Și îl angajăm pe ălălalt. Mecanicul merge, dar ălălalt nu știu. Chiar n-am idee care-i faza. Hai să le mai luăm niște cabine de dușuri. Deși ar trebui mult mai multe.
Ia uite, mă! Bine de tot la piept. Doamne, dezastru aici. Deci e dezastru, credeți-mă. Ok. Văd că nu e ocupat asta de duș, deci nu știu dacă mai trebuia neapărat una. Se dușează oamenii, n-am ce să le zic. Nu știu ce le-ar trebui. Mai multe changing rooms? Nu, că nu sunt toate ocupate. Și nici aici. Astea nu... Ba da, sunt ocupate astea cu duș. Deci lumea chiar cred că se dușează. Ok, ok. Ar trebui cineva la bar aici să se ocupe. Ia vezi. A venit ăla care face curat, uite-l. Ce păr are, ia vezi. Intră peste femei aici, n-are niciun stres. Deci aici ăla nu cred că face curat. Aia e faza. Sau? Pare că dă doar cu mopul. Vezi că e mișto rău să repare ăsta tot. Mamă, dar bubuie capul de la muzică, deși pe bune vă zic. Mi-a distrus creierii. Standard membership. Hai că nu apărea. Doamne, doamne, ce se întâmplă aici? Fii atent, mai luăm un aparat de ăsta, că mi-a plăcut mult de tot de el. Și cred că mutăm yoga mat-ul. Dacă îl pun așa, cred că ocupă prea mult loc. Dacă îl pun în felul acesta, fii atent, le pun să se uite unii la alții. Mamă, cât de tare! Ia vezi, nu știu dacă au spațiu să lucreze. Ba da, mă, ia uite ce frumos, bă, ce romantic. Te spargi de râs. Ăsta poți să lucrezi unde vrei. Sincer îți zic. Nu chiar unde vrei, că nu prea mai e loc, da? Nu prea știu pe unde să pun. Cred că îl pun în colț aici momentan. Și vedem. Uite-l pe al nostru. Mamă, avem aparate. Numai pe aparate suntem. Bă, chiar e lume în sală. S-a oprit muzica și se întâmplă, mă. Dă-i fratele drumul la muzică. Cum face? Ok, ok. Ce aparate noi mai avem? Ia fiți atenți. Avem lat pull down nou. Bicicletă nouă. Și de asta de gantere nou. Ia fi antenă. E dublu ăsta. Biclă nou-nouță. Dar nu știu cum să o pun. Cred că așa. Nu știu, vedem noi. Și lat pull down. Asta e cam aci... Ah. N-are alea pe jos. Ce se întâmplă, mă? Do it. Fă-o pentru oameni. Oamenii pe care vrei să-i vezi că eșuează. Care ei vor să vadă cum eșuezi. Doar. Hai să le facem ăstora shake-ul. Ok, ok. Astea nu sunt toate ocupate. Cred că trebuie să ne extindem sala eventual. Ia vezi, dați-o călie aici din greu să... 25.000 următoarea sală. Și cred că se extinde peretele ăla. Ia zi. Ia zi vericule. Standard. Dar oare poți să vinzi din aparate? Nu cred. Ia, că punem peste tot muzică. Doamne, bun rău jocul ăsta. Ia vezi ce cuplu romantic. Ok, cred că aici ne mai trebuie sau... Uite, sunt ambele folosite. Și aici ambele sunt folosite, deci ne mai trebuie încă una pentru fiecare. Ia, VIP frumos. Aici ce ne trebuie? VIP frumos. A intrat cash-ul, ești nebun. Cred că aia cu VIP vin din reclame cumpărate, sau?
low. Shop locker room, mai luăm două, să fie ce trebuie. Ia fi atent cum le instalăm așa frumos. Da, mă, dar și cât să mai luăm locare de la roșii. Mișto, mișto. Da, și cred că de la roșii 100% ne mai trebuie. O fi mai bun ăsta, că e dublu. Nu-mi dau seama. Mai vrea cineva ceva? Nu mai vrea. Deci benzile sunt aproape full. În rest nu e nimic full. Trebuie să facem doar level up ca să mai cumpărăm iteme. Ce ziceți? Merge sala? Primim XP în continuu. Curățenia e 4%, deci curăț ăsta de rupe. Ora 18 aia. Oată, l-a intrat la fete. A, de-aia era el, mă, fericit. Aia era faza. Ok. Cred că la dumbbell aici ar mai merge una. Sau? Hai să mai luăm un bench press. Un bench press de la scump. Pare că ocupă mai puțin spațiu, cred că aici mecheria. Aparatele astea mereu sunt ocupate, deci hai să mai luăm. Mai iau unul. S-ar putea să n-aibă loc aici la... la piept. Da, vedem. Mamă, e cam înghesuială aici de dejidu. Ce înghesuială? Cred că mai merge o bandă cumpărată. O bandă mai merge lejer, sincer. Mamă, și asta e de-aia scumpă. Ok. Astea merg. Uite că face la piept. Da, mă, nu știu ce pot să le mai pun. Cred că trebuie să strâng bani să extind sala. A, chiar e lume, n-ai ce să zici. Hai să facem toast-ul ăla. Nu poți să treci pe aici, aia e problema. Ia. Și arată în cât timp se face. Tare de tot. Televizorul ăsta nu știu ce e cu el. Vitamin bar. Cred că îmi dă $100, nu știu cât îmi dă. Merge aici să vedem. Jimmy's closing. Ok. Cred că mai merge un changing room pentru fiecare. Cred eu. Cred că mai merge lejer. Deci o să mă duc eu să cumpăr. Locker changing, două. Știi că e chiar multă lume. Deși mă mir că eu am nevoie de changing room ca să schimbe. Adică e understandable. Actually. Că n-ai niciodată de toaletă. Că ai zice că s-ar schimba la toaletă sau eu știu. Ok. Adică asta ar putea fi și ca toaletă sau... Mă rog, mă rog, mă rog. Bă, se prezintă bine sala. Îi dăm și noi close așa. Nu știu dacă salvează jocul ăsta, aia e curiozitatea mea. Parcă Insanity mi-a zis că nu se salvează jocul ăsta. Și de ce aș adopta un câine? Deci în episodul următor o să cumpărăm sala de lângă. Asta vom face noi. Pentru că momentan se prezintă super bine sala noastră. Cu timpul o să înlocuim toate aparatele vechi cu alea noi și o să mai organizez eu prin sală să fie spațiu mai bine, știi? O să le dau mai aproape de perete sau aici că n-au spațiu după aia să treacă. Nu știu, vedem, vedem. Dar e tare rău joc. Adică îmi place și sunt super curios să mai văd update-uri ce mai adaugă. Dar oricum trebuie să farmăm pentru level mai mare. Momentan la aparate nu mai e nimic în plus. Da, dar mai e la decorațiuni, cred. De fapt nu, astea sunt toate actually. Mai sunt astea două. Mai e sala aia de box.
Uite, au rămas reclamele, what? Bun, dacă v-a plăcut episodul, like și ne vedem data viitoare. Pooo!